Bună seara, sunt Tudor Mușat, ediție specială B1 TV. Dacă tot au bătut palma să rămână împreună la guvernare, politicienii puterii vor acum să reîncălzească tema justiției. De data asta, aparent în sens invers decât au făcut-o până acum câteva luni, să renunțe la proiectul amnistiei și grațierii și să înăsprească unele pedepse, asta după ce tot ei le-au dat drumul din închisori mai devreme diversilor infractori. Încearcă să recupereze puncte, mai ales că vizita în America a președintelui Iohannis pare să atârne greu în procente electorale. Vorbim despre toate acestea. Invitatul primei părți a ediției, domnul Traian Băsescu, fost președinte al României, europarlamentar din partea PMP. Bună seara, bine ați venit! Discutăm, domnule președinte, despre aceste modificări în justiție, înăsprirea pedepselor pe care guvernul vrea să o dea prin ordonanță de urgență. Înainte de orice, să vedem câteva secvențe din ceea ce a spus ministrul justiției, Ana Bircea. În ceea ce privește răpirea, având în vedere că aceasta presupune din start folosirea violenței fizice sau psihice asupra victimei, propunem o incriminare mult mai aspră a comiterii infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal în această formă. Se propune incriminarea în mod distinct a răpirii ca variantă agravantă a faptei de lipsire de libertate în mod ilegal cu o pedeapsă sporită de la 2 la 8 ani. În cazul condamnării la pedeapsa detențiunii pe viață, cumulul pedepsei efectiv efectuate de către persoana condamnată înainte ca aceasta să dobândească dreptul de a solicita, și accentuez, dreptul de a solicita liberarea condiționată, a fost sporit de la 20 la 25 de ani. Solicitarea, deci exercitarea acestui drept de a solicita liberarea condiționată, nu determină însă în mod automat obținerea acestei liberări condiționate. Cererea procurorului prin care se solicită încuviințarea efectuării percheziției domiciliare se soluționează de îndată, nu în termenul de 24 de ore, așa cum este prevăzut în prezent. Da, astea sunt măsurile anunțate de Ministerul Justiției, ordonanță de urgență. Da, plecăm într-o astfel de schimbare de legislație, de politică penală de la un caz? Foarte repede. În primul rând aș face mențiunea că schimbările sunt mult mai ample. Este un document de 16 pagini care vizează modificări la regimul pedepselor penale și la regimul executării pedepselor, care devin mult mai severe. Și aș da un exemplu utilizând un lucru, o situație extrem de cunoscută, Dragnea. Da? Pentru 5.000 de euro a fost condamnat la 3 ani și jumătate, în timp ce pentru o răpire pedeapsa era 2 ani. Deci sunt niște dezechilibre în codul penal. Și ordonanța vine să corecteze unele din ele. Întrebarea dumneavoastră e absolut legitimă. Pentru un caz modificăm codul penal? Din păcate nu este numai un caz. Cealaltă fată răpită de Dincă, Luiza, nu s-a știut nimic de ea. Ca ea sunt sute, probabil, în țară, sute de exemple. Și eu i-aș fi spus în locul doamnei Birceal acestei legi, legea Alexandra. Pentru că numai scandalul pornit de cumpănașul a fost cel care a pus reflectoarele pe acest caz, care e multiplicat mult în țară. Și nu numai pe cazurile de răpire, dar și pe cazurile de viol. De viol organizat de grupuri de tip mafiot din județe, din regiuni, iar victime sunt fete minore, sunt copii.
Pare cred... că a pus sub reflector cazul ăsta Caracal o grămadă de astfel de situații și am auzit foarte multe lume spunând nu-mi imagineam că în România se întâmplă așa ceva la scara asta. Adică putem să ne imaginăm că dimensiunea este foarte mare, poate nu vorbim de crime neapărat, nu, dar dimensiunea de trafic, este de persoane, mult mai de violuri. Dimensiunea traficării tinerilor, fie că-s tinere din liceu, fie că-s tinere care nu sunt la liceu, în mod deosebit din mediul rural, este un fenomen indiscutabil, nu este o întâmplare darea în vileagă a cazului Alexandra, este generalizată aproape în mediul rural și trebuie acționat în modificarea politicii penale față de astfel de acțiuni. Eu aș spune, o să se supere multă lume pe mine, sunt mulți nefericiți bărbați care nu-și găsesc o parteneră și recurg la astfel de gesturi. Cred că a venit timpul să repunem în discuție legalizarea prostituției ca soluție de diminuare a traficului ilegal de carne vie. Da. Și nu am nicio jenă să o spun, până la urmă este responsabilitatea omului politic să spună ce crede. Germania are prostituția legalizată, pusă sub controlul statului, aceste femei sunt protejate. Olanda la fel, Belgia la fel. Deci când statul își asumă sistemul de organizare a prostituției și controlul modului cum se desfășoară, femeile astea nu numai că sunt tratate cu respectul cuvenit unui om care e la un loc de muncă, dar sunt în siguranță. Nu mai sunt pe mâna peștilor. Dacă vreți, sunt pe mâna statului. Asta e. Deci își câștigă banii cinstit, nu li ia peștele seara și mai și bate. Primesc clienți atâți cât vor și atâți cât pot. Și n-aș vrea să dezvolt subiectul, că pare așa, vine Băsescu și o mă dă hodorong tronc. Nu, dar discuția este mai veche și proiecta mai există. Da, iar lașitatea e la fel de veche. Asta pentru că să vă întreb. Oamenii politici nu și-au asumat să treacă peste niște supărări ale borului, în primul rând. Ori eu sunt convins că borul, dacă va face o analiză alături de stat cu privire la extinderea fenomenului, în momentul de față România este unul din mari furnizori de carne vie în Europa, de trafic de astfel de copile. Ori trebuie să găsim un antidot. Și antidotul nu poate fi decât... Da. Vedeți, poziția dumneavoastră, domnule președinte, nu mai e aceeași ca în cazul protejării familiei tradiționale în situația asta. Adică eu sunt convins că lumea se întreabă de ce ați militat pentru păstrarea și, status quo-ului, așa cum e cu statul... Și militez, și militez pentru valorile creștine, dar în același timp nu putem să nu ținem cont de devierile care sunt o realitate. Știți cum e... când se construiesc niște blocuri, pundem că nu există, este cea mai mare greșeală. De fapt, sacrificăm din lașitate, din lipsa de curaj de a spune ce trebuie făcut, sacrificăm mii de tinere pe care le împingem sub controlul unor derbedei, unor nenorociți care le lasă și fără bani, le lasă și fără viitor și uneori le lasă și fără viață. Eu am înțeles de la unii politicieni că dincolo de prejudecăți sau de menajamentele astea de care vorbeați, mai au și unele temeri, că dacă se legalizează și e ceva legalizat, atunci se pot întâmpla abuzuri și mai multe decât așa unde, fiind incriminat, poți să acționezi împotriva lor. Nu, spuneți-mi dacă ați auzit de abuzuri în Germania, Olanda și N-am Belgia, auzit, unde aici e România, domnule președinte, și nu. Aici întotdeauna lucrurile par să se schimbe. Statul va trebui să-și asume
și să protejeze aceste femei care, trebuie să o spunem, multe din ele ajung aici din cauza sărăciei. Deci pe undeva tot statul este la baza opțiunii lor de a se prostitua. Marea problemă este cu cele care nu au opțiunea prostituției și sunt obligate de nenorociți ca Dincă să se prostitueze. În propunerea asta a Ministerului Justiției se vorbește și de percheziția care să poată fi făcută de acum oricând, pentru că noi știm că au existat tot felul de precauții inutile. Cu asta nu sunt de acord, pentru că au cadrul legal să intre când este o viață în pericol sau bunuri. Nu numai viață. Da. Și când bunuri sunt în pericol sau o viață de om e în pericol, când consideră că există riscuri pentru viața unui om sau nu neapărat pentru viață, să fie molestat, să fie bătută, o femeie, pentru un bărbat. Persoanei, pentru da. Integritatea persoanei. Scrie și în Constituție, scrie și în legea lor că trebuie să intre. Aici nu trebuie dat frâu liber, că o să ne trezim cu mascați în casă ori de câte ori li se pare că sună ceasul și el zice, iauzi, da, e o scandal. Diferență între a intra și a ordona percheziția de îndată. Da, s-ar putea ca în unele cazuri să fie necesară percheziția ca să obții indiciile care să salveze persoana. Adică să fie necesar mai întâi să-i răvășești omului casa în lucrurile sunt căutarea unui aici. Indiciu despre o persoană răpită. Acel indiciu trebuie să pleci cu calculatoarele, cu ce-o fi, să pleci la sediu să le analizeze specialiștii, să iei cu brațul hârtiile. Poate că în cazul Alexandrei era suficient să faci o percheziție, găseai bijuteriile și știai sigur că ea e cea răpită și că acela e răpitorul și așa mai departe. Adică... Da, problema cu Alexandra cred că era consumată atunci când ei bâșbâiau. Marea problemă a fost că n-au identificat la timp locuința când copilul ăla la ora 11 dimineață spunea și spunea, descria, iar ea a avut dreptate cu poarta Maro, era și pe dinăuntru și pe din afară poarta din spate. Da. Eu am reținut niște imagini. Ei au spus, da, era Maro pe dinăuntru, dar era gri pe din afară și de asta ne-am încurcat. Însă a făcut jurnalistul de la Craiova o demonstrație extraordinară. Nu știu dacă ați văzut-o. Este un ziarist. Le-a infirmat anchetatorilor ipoteza inițială că s-au derutat? Nu. A spus, bă, fraților, cât timp s-a vorbit la telefon și a mai fost și polițist care a sunat. Uh-huh. De ce n-ați trimis o mașină care să claxoneze? Și acolo unde s-auzea claxonul mai tare era în dreptul telefonului. Da. Putea fi și asta. Da. M-a dat spânul, se numește ziaristul. Am văzut demonstrația pe care a făcut-o la televizor. Acum... Bun, cert este că pentru ceea ce a ieșit la iveală urmarea cazului Alexandra, legea trebuie făcută, trebuie modificată politica penală în probleme de răpiri, viol și eliberare condiționată, dar nu trebuie exagerat cu de îndată și am intrat în casă. Păi de îndată, cât de bună e analiza acelui polițist care spune, sau procuror care spune, păi de îndată că... Eu de asta vă întrebam la început dacă e riscantă astea... această parte cu intrarea de îndată în domiciliu. Politic vorbind, nu poți să găsești cusur ideii că trebuie să faci o ordonanță de urgență, că trebuie să iei niște măsuri urgente. Pe de altă parte, adică politicianul care face asta zice, păi domnule, n-ați vrut să rezolvăm rapid niște probleme, dau o ordonanță de urgență. Pe urmă vin criticii care spun, trebuie să ne gândim bine, să nu facem sub imperiul emoțiilor, să nu facem bazat pe singur caz, zic să rumegăm. Că doamna Dăncilă se grăbește, sesiune extraordinară să treacă prin Parlament. Nu putem, până la urmă și principial, nu putem aplica dublă măsură. Când a fost vorba de ordonanțele lui Toader, nu că sunt ordonanțe și toți am fost de acord
să nu modifice codul penal prin ordonanță, da. Iar acum să spunem, da, acum îl modificăm. Dar în timpul doamnei Prună l-am modificat tot prin ordonanță de urgență. Nu, am introdus un principiu, hai să mergem cu el până la capăt, că o lege care modifică codul penal e greu să fie digerată, mai ales că sunt modificări consistente. E greu să fie tolerată a fi modificată prin ordonanță de urgență. Augustin Zăgrean, fostul președinte al Curții Constituționale, chiar a intrat în direct serile trecute spunând nici n-ar trebui să mai discutăm despre modificarea politicii penale prin ordonanță de urgență după referendumul din 26 mai. Și atunci cum facem? Că asta s-ar înscrie exact la capitolul ăsta. Da. Chiar dacă o faci într-un sens bun, să zicem. Deci se grăbește doamna Dăncilă, sunt în goana după voturi și riscă să facă o prostie. Eu sunt convins că trăsnaia asta cu autorizarea și intrarea de îndată într-un domiciliu nu trece de Curtea Constituțională. Trebuie să fie niște condiții ca să intri în cursul nopții și astea le-am discutat mai înainte, sunt prevăzute și în Constituție și în lege. Intratul de îndată deja dă loc la o plajă foarte largă de abuzuri. Competența DIICOT ar trebui extinsă, spune ordonanța asta, și la variantele agravate ale infracțiunii de lipsire de libertate, adică răpire, precum și la infracțiunea de sclavie. Pentru că s-a tot discutat despre DIICOT-ul ăla care a instrumentat cu întârziere cazul Luizei, l-a luat în calcul abia în momentul în care a venit reclamația în cazul Alexandrei. Așa este. Adică stăteau pe informații și nu deschideau dosar. Da, n-au identificat mașina, deși o aveau de 3 luni în dosarul Luizei. Da. Mașina în care a fost luată și Alexandra. Bun, aici este de discutat. Ne repezim. Știți, e boala noastră în momentul în care ne dovedim incapabili să reacționăm instituțional cum trebuie, în loc să spunem, mă frate, avem polițiști neinstruiți, avem procurori neinstruiți, hai să-i băgăm în cursuri de perfecționare. Noi lăsăm procurorul și polițistul așa cum e și modificăm legea. Și lăsăm tot nepregătit pentru noua lege. De fapt, asta e problema. Deci, nu? Marea problemă este calitatea pregătirii profesionale. Și asta cum se poate rezolva, domnule președinte? Pentru că să mobilezi toate instituțiile cu oameni de la zero, sau nu. Poate nu de la zero, dar în proporție, nu știu, de 75%, va fi foarte greu. Nu e nevoie de la zero să iei cu toți, ci faci ceea ce Uniunea Europeană ne cere să facem și pentru ce ne dă bani. Pregătire continuă este procesul de pregătire continuă care funcționează în Occident. Nu există an în care un salariat să nu treacă printr-un curs de pregătire. Mai scurt, de 3 zile, de 5 zile sau mai lung, de când sunt schimbări mari de legislație. La noi nu avem nicio treabă cu pregătirea continuă, așa se numește procesul, iar România are pentru pregătire, nu numai pregătire continuă, și pentru recalificare 4,5 miliarde de euro de la Uniunea Europeană. De ce nu spui de 1 miliard trec toți polițiștii din România printr-un proces de pregătire? Mai ales că într-o astfel de instituție, ca de altfel și la parchete, urmarea pensionărilor timpurii, calitatea personalului este foarte slabă datorită angajării din diverse surse și îi ține 3 luni în școală când un agent de poliție, un subofițer se pregătește în 2 ani și un ofițer în 4. Noi îl facem în 3 luni, îi punem pistol la brâu și el nu știe după 3 luni să pună cătușele în stradă cuiva. Doamna Carmen Dan, dispărută de altfel după ce a fost demisă, sau mă rog, și-a dat demisia chipurile de la Ministerul de Interne, ar trebui să vină cu o luare de poziție, să-și mai facă fața văzută în legătură cu situația asta, pentru că i s-a reproșat că haosul din Ministerul de Interne îi se datorează în mare măsură, sau a fost provocat de domnia sa, sub mandatul clientelismului se datorează doamnei Carmen Dan.
Spre exemplu, mi-aduc aminte când era Blaga ministru de interne. Veneau și la el oameni din partid. Pune-l pe ăla șef de poliție, că îl știu ăla din județ de la mine. Veneau parlamentari, deputați, senatori. Păi scotea Blaga în șuturi. Știu vremurile când am găsit SRI-ul lui Timofte. Era tot așa. PSD-ul îi spunea, e băiat bun la SRI, să lași, îl pui pe ăsta. În timpul meu nu s-a pus unul măcar odată, și o spun public, odată nu i-am spus lui Maior sau lui Coldea, mă, puneți-l pe X, șeful inspectoratului în județul Constanța. Nu, deci doamna Dan a făcut exact contrariu. A politizat masiv Ministerul de Interne, făcând numiri provizorii, pentru că nu îndeplineau criteriile, nu i-a trecut prin concurs, dar erau loiali PSD-ului, știi? Și rotindu-i pe oamenii ăștia în diverse posturi, pentru că am văzut, îl iei de la frontieră, îl pui la IGPR, îl iei de la IGPR, îl trimiți înapoi la frontieră. Buda a fost râsul lumii, îl iei din șeful poliției și îl faci șeful poliției de frontieră. Da. Dacă vă uitați, se mișcă așa, ca într-un acvariu, e o clientelă în Ministerul de Interne, care rămâne tot pe funcții. Adică ajung toți în aceleași poziții, da. Se rotesc până ajung de unde au plecat. O să vină altul și o să-l pună iar pe Buda, șeful poliției, o să vină pe urmă altul. Tipul ăsta de clientelism distruge instituțiile, să știți. Nu le lasă în picioare, ci le slăbește calitativ. Noi am pornit prin a discuta câte puncte ți aduce o astfel de măsură de năsprire a pedepselor ca politician. Pentru că să nu uităm, doamna Dăncilă e premier, dar e și în campanie electorală, exact, pentru președinție. Da. Eu nu cred că o să-i aducă puncte, cum nici lui Iohannis nu o să-i aducă puncte vizita în Statele Unite. Despre care vorbim în partea a doua, a discuției deci noastre. Deci aici ar trebui să se simte egali. S-au repezit amândoi la două subiecte care nu or să le aducă puncte. Da, din toată telenovela asta legată de PSD și ALDE, pentru că și aici a fost vorba despre puncte și despre candidatura la prezidențiale. Ce ați înțeles, domnule președinte? Călin Popescu-Tăriceanu a părut că luptă cu ghearele și cu dinții să fie el candidatul. Până la urmă totul s-a desumflat. S-a desumflat dintr-un motiv simplu, din câte știu, și nu cred că nu știu bine. Tăriceanu a vrut să iasă și să meargă într-o alianță cu Ponta să fie candidat. Nu știu dacă Ponta ar fi fost de acord, dar asta era ultima lui socoteală. Numai că are o problemă Tăriceanu. Au venit băieții care au luat 4% din partid și au spus, nenea, noi nu vrem afară din guvern. Noi aici rămânem. Dacă te duci, te duci singur. S-a văzut Tăriceanu singur cu perspectiva de a ieși. Adică abandonat de partidul lui. Atenționat că ei nu vor să iasă după ce că partidul guvern. Are 4% și domnul Tăriceanu aparent are mai mult decât partidul. Exact, are triplu decât partidul. Exact, băieții ăia care n-au făcut nimic în teritoriu, pentru că dacă vă uitați la trupa lui Tăriceanu, sunt doar profitori de meserie. L-ați văzut vreodată pe Meleșcanu să meargă în teritoriu, să facă o organizație? L-ați văzut vreodată pe, pe Chițoiu să ocupe de organizații? L-ați văzut pe Varujan Vosganian? Ei sunt băieți care, cărora li se cuvine. Ei, că de asta au luat 4%, ei au doar gruparea asta de profitori din jurul lui Tăriceanu, care vrea să profite până în 2000. Vor să stea la guvernare, miniștri cu influență, chiar dacă nu-s miniștri, dar să rămână acolo. Mai conduc niște agenții, mai au niște oameni cheie. Pentru că procente ei nu pot scoate, pentru că nu muncesc în teritoriu, n-au organizații, n-au bine, oameni. ALDE a intrat în Parlament în urma unei alianțe, nu? Da. Practic, pe spinarea PSD. Pe spinarea PSD. Bun, și acum, doamna Dăncilă a câștigat sau a pierdut din toată povestea asta? Adică vi se pare că a jucat maximal, spunând, plecați, domnule, dacă vreți, nu e ușa aia acolo. Nu, m-a jucat foarte bine, Dăncilă. A jucat foarte bine.
spunându-i ține neapărat să pleci, domnul Tăriceanu, vezi de drum. Numai că Tăriceanu probabil că ar fi plecat, dar pleca singur. Aici a fost, de fapt, marea problemă. Nu reacția neapărată a lui Dăncilă, și aia a fost descurajantă, că mulți, eu am spus de a doua zi, după ce a rămas premier de facto, am spus de a doua zi după arestarea lui Dragnea, veți vedea cine este Dăncilă. Trebuie să vă spun că dacă îi dați filmul înapoi, a luat măsuri mai dure împotriva opozanților ei decât a îndrăznit să ia Dragnea. Adică i-a eliminat fără... Păi, acum înțeleg că se joacă pe viață și pe moarte, pentru că de ce se va întâmpla în perioada următoare depinde și de supraviețuirea politică a doamnei Dăncilă. Așa este. Cei cu turul 2, cei cu partidul după toamnă, ce se mai întâmplă? Deci, adică... ca o concluzie, Tăriceanu a vrut, dar n-a putut. E prima dată când nu iese o șmecherie. Asta apropo de guvernare impotentă, ce să vezi, ironie. Da. N-a putut pentru că s-a lovit de baronetul de meserie din spatele lui. Doamna Dăncilă va merge până la capăt, după mine. Am auzit în zvonuri că ar renunța, că nu. Va merge până la capăt și... cred că dacă nu face greșeli cum e pe punctul să facă cu modificările codului penal prin ordonanță de urgență, s-ar putea să aibă șanse să intre în turul 2. Bun, dar acum, realist vorbind, dacă să zicem că plecau de la guvernare cei de la ALDE, doamna Dăncilă avea de suferit? Pentru că pare că nimeni nu vrea să-și asume o guvernare cel puțin până la iarnă. Rămânea cu un guvern minoritar sau aproape minoritar, pentru că dacă rămânea în alianță cu UDMR, practic ar fost la limită. Și nu până la iarnă, până eu zic că până în 2020, președintele Iohannis a cerut să aibă guvernul dânsului după alegerile prezidențiale, dar nu sunt convins că se va putea. Ce ar opri dorința asta? Păi cum să te duci un an înainte să iei în cărcă toată beleaua și după un an, toată beleaua bugetului și după un an de la preluare să te duci în alegeri legislative? Corect este să fie lăsat PSD-ul să-și consume toate consecințele prostiilor pe care le-a făcut. Păi da, dar vedeți, politicienii liberali cel puțin zic păi datoria noastră este să salvăm țara de guvernul ăsta. Dacă îi lăsăm până la capăt, suntem cinici. Nu, și ne uităm de pe margine cum ăștia distrug țara. Lor, acum, deci suntem pe ultima sută a ciclului electoral, intrăm în anul 4. Da. Datoria lor acum este să nu-și compromită șansele de a câștiga alegerile și de a corecta tot ce au făcut, că una e să ai timp să corectezi 4 ani și alta să trebuiască să corectezi într-un an că te prezinți la alegeri pe urmă. Deci datoria lor este să guverneze din 2020. Nu-i datoria lor să guverneze în din ianuarie 2020, ci din noiembrie 2020. Dar mai există și școala de gândire după care e mai bine să organizezi tu alegerile și chiar dacă preiei puterea în ultimul an asta al guvernării, e o poveste asta? Asta e o poveste. E o poveste cum, precum că dacă organizezi tu alegerile, faci ce? Nu că fraudezi, ci că dai un semnal în teritoriu. Dom'le, noi suntem ăia care venim pe val, adunați-ne voturi... ai acces mai ușor la baroni locali, să le promiți niște bani pentru investiții, să le spui hai votați-ne pe noi, schimbăm garnitura. Aduceți-vă aminte că PDL-ul a bătut PSD-ul cu PSD-ul organizând alegerile. Deci cum și PDL-ul a pierdut alegeri cu el organizând alegeri. Deci nu e atât de important să organizezi alegerile. Important e să ai partidul organizat și să reacționeze, să ai lider care să stimuleze partidul să se angajeze în bătălie.
PSD o să forjeze pentru Viorica Dăncilă trup și suflet pentru prezidențialele astea? Da, da, cred că da, pentru că urmează localele și vor trebui să arate capacitatea partidului premergător alegerilor locale, pentru că dacă vor obține un rezultat prost la prezidențiale, adică să nu intre Dăncilă în turul 2, sunt pierduți cu localele. Și dacă pierd localele, nu mai vorbim ce se întâmplă cu legislativele din toamnă. Despre vizita președintelui în Statele Unite vorbim când ne întoarcem. Ce e dincolo de fotografii, declarații prietenoase și strângeri de mână, vedem imediat. Despre vizita din Statele Unite a președintelui Klaus Iohannis, care s-a întâlnit acolo cu președintele Donald Trump. O vizită în care noi am văzut strângeri de mână și niște declarații tranșante, prietenos tranșante, să zicem, ale președintelui Trump, că da, ne dorim povestea, să discutăm povestea cu vizele, că președintele României face treabă bună în lupta împotriva corupției și sperăm, zicea Trump, să continue în felul ăsta. Da. Ce înseamnă, de fapt, declarația asta comună de întărire a relației româno-americane? Mie mi-ar fi foarte greu să intru în corul de cum să le spun, lăudaci istorici, știi? Este considerată această vizită, vizită istorică. Nu văd niciun atribut al unei vizite istorice, mai ales că s-a încheiat cu o declarație care, pe care eu nu pot să n-o citesc corect. Ar fi rușinos să n-o pot citi corect. S-a încheiat cu o declarație care mai rea decât to-do list-ul pe care l-a primit Ponta de la Barroso. Și eu vă citesc, dumneavoastră înțelegeți ce vreți. Întâi are un preambul, relațiile noastre istorice, 30 de ani de la Revoluție, 15 ani de când ați intrat în NATO, militarii noștri umăr la umăr în teatrele de operațiuni. După care vine la lucrurile serioase. Și primul lucru pe care îl spune, căutăm să evităm riscurile de securitate care însoțesc investițiile chineze în rețelele de comunicații 5G. Deci, domnul Iohannis s-a angajat să elimine chinezii de la licitația pentru 5G. Să elimine de tot sau să trateze cu precauție chestiunea asta? Domnule, că și americanii au zis la un moment dat că le mai dau niște ani să se... Să evităm riscurile de securitate care însoțesc investițiile chineze în rețeaua de telecomunicații 5G. E mai clară decât lumina zilei, mai ales că este conflictul cu Germania, în care la solicitarea lui Trump să elimine Huawei-ul, Germania a spus va fi o competiție care e mai bun câștigă. Da. Deci aici România și-a asumat o interdicție stabilită de președintele Trump. Citim rândul următor. Subliniem opoziția noastră față de Nord Stream 2. Uite, eu vă spun ca președinte, nu m-aș fi dus niciodată în Statele Unite să dau un mesaj împotriva Germaniei împreună cu președintele Statelor Unite. Domnul Iohannis, deci, își permite, pentru că are legătura asta privilegiată cu Angela Merkel? Pentru că, mă rog, gândiți-vă că această, s-a probat de-a lungul anilor. Această declarație este citită în toate cancelariile. Și, nu știu, până la urmă, avem un parteneriat strategic cu Statele Unite, avem niște obiective în relația cu Statele Unite, dar suntem în Europa și trăim în Uniunea Europeană. Crizele le-am trecut împreună cu Germania, nu cu Statele Unite, criza economică. Bani am luat de la Germania în timpul crizei economice, nu din Statele Unite. Deci România a luat atunci 6 miliarde de euro, pe care Germania i-a împrumutat de pe piețe externe și ni-a dat nou.
Eu v-aș propune o contraperspectivă. Dacă anumite țări ale Uniunii Europene, cum e și Germania, fac ce vor în relația cu China, cu Rusia și așa mai departe, poate că și România se gândește, fac și eu ce vreau în relația cu Statele Unite, că dacă tot îndoim barierele așa și... Eu vă remarc doar faptul că niciodată n-aș fi făcut o declarație cu un președinte al Statelor Unite împotriva unui partener din Uniunea Europeană. Nord Stream 2 este proiectul german. Mergem mai departe. La securitatea energetică. România are potențial de a crește prosperitatea. Avem potențial de a crește prosperitatea statelor noastre, precum și a întări securitatea energetică a Europei. România și Statele Unite vor analiza modalitățile de îmbunătățire a climatului investițional în domeniul energiei în beneficiu ambelor țări. Deci, băieți, modificați-vă legea redevențelor și blestemata aia de ordonanță 114, că trebuie să îmbunătățiți climatul investițional, că altfel Exxon nu vine să scoată gazele. Deci mesajul este clar și trebuie citit ca atare. Dumneavoastră ziceți că sunt niște lucruri rele. Ați zis că declarația asta e mai rea decât to-do list-ul lui Barroso a Comisiei Europene pentru... Da, pentru că s-a făcut Ponta, la nivel de președinți. Bun, da. Și vă rog. Numai o clipă. Care e ultimul song în România cu energia, că facem reactorul 3 și 4... cu China, da? Încurajăm puternic colaborarea strânsă a industriilor noastre pentru a sprijini obiectivele României în domeniul energiei nucleare civile. Deci noi facem reactoarele și nu China. Și se încheie... Bun, mai sunt două. Angajament față de statul de drept, ne angajăm și unii și alții, ca și cum problema era la Statele Unite, nu la noi. Și ultima este Statele Unite. Mai este menționată nevoia de predictibilitate în mediul de afaceri. Deci, mai terminați cu modificările de legislație. Și ultima, Statele Unite își reiterează sprijinul pentru eforturile României de a deveni eligibilă pentru intrarea în programul Visa Ever în conformitate cu cerințele legislației SUA. Deci sunt solidari cu eforturile noastre, dar avem noi treaba aici să... Dar nu e chiar o promisiune. Mai ales că nici nu poate fi făcută de președinte, pentru că trebuie să treacă și prin Congres. E o treabă a Congresului. Da. Nici nu spun. Deci nu îți dă nicio speranță. Singurul subiect în care speram să obținem ceva era Visa Waiver și aici ne spune e în conformitate cu legislația Statelor Unite. Dar declarația e o listă consistentă de asumări. Nu mă duc cu Huawei, facem colaborăm pe împreună. Energia nucleară civilă. Deci la Cernavodă venim noi, nu chinezii. Modificați-vă legislația cu redevențele ca să vină înapoi Exxon, adică creați mediu. Și aici este una din erorile care am reușit să le transferăm peste ocean. Că putem contribui consistent la creșterea independenței energetice a Uniunii Europene. E o mare prostie asta pe care am auzit-o spusă și ieri seară la post la dumneavoastră de o doamnă, o domnișoară care susținea ideea începerii exploatării că rezolvăm problema energetică pentru Europa. Suntem un mare jucător, ne definea. Ori, vreau să știți, în 2017, astea sunt cifrele pe care eu le am oficial. Nu, am căutat cifrele pe 2018, nu le-am găsit.
Federația Rusă a exportat în Uniunea Europeană 187 de miliarde de metri cubi. 100 e 187, 187 de miliarde. Teoria este că vine România și salvează regiunea măcar cu cele 6 miliarde pe care, de metri cubi pe care le vom exploata când va începe exploatarea în Marea Neagră. 6 la 7 miliarde. Acestea sunt gaze pe care să le consumăm noi. Avem doar 33% din populație care se încălzește cu gaze. În rest, cu păduri se încălzesc, cu cărbune și de la cărbune și lemne tot soiul de accidente. Mor în casă, e mizerie în casă, se taie păduri pentru lemne de foc. Avem petrochimia care stă oprită, e adevărat. Bună parte din ea e al lui Nicolae. Dar ce mă interesează că e al lui Nicolae când sunt 5 combinate de îngrășăminte care nu produc, deși au aviz de mediu, nu produc din cauza lipsei gazelor. Aici, deci la populație, dacă ajung la 66%, aș consuma cam 3,5 miliarde de metri cubi. La petrochimie aș consuma 1,5 miliarde. Aș face și o centrală termică pe gaze, mai consum 1,5 miliarde și mai rămâne 1,5 miliarde să-l dau moldovenilor, că am început conducta de la Ungheni până la Chișinău. S-a făcut Iași-Ungheni și acum se lucrează la Transgazul, face conducta Ungheni-Chișinău. Deci problema ar fi să avem un plan să valorificăm gazele în România. Și Exxon și OMV ar vrea ca cea mai avantajoasă soluție să vândă gazele României. Din păcate, noi am pus redevențe, am pus de toate, de nu mai vrea nimeni să exploateze gazele de la mare adâncime. Spun un lucru la care iar vor sări criticii, dar ca să înțelegem. Aș face planul de utilizare a celor 6 miliarde din Marea Neagră la intern plus Republica Moldova, că oricum construiesc conducta. Și aș lăsa redevențele zero, pentru că asta mi-ar da preț mai mic de intrare în economia românească. Însă noi nu avem curaj la un plan mare. Planul de utilizare în favoarea românilor a gazelor din Marea Neagră. Că nu e o cantitate care să spui, domnule, acopăr cu ea jumătate din Europa, ci mi-ar acoperi nevoile mele și aș relansa o ramură industrială, petrochimia. Import de jumătate de miliard de euro îngrășăminte anual, când am combinatele aici, dar n-am gaze. Da, ziceați că asta e o listă de lucruri de făcut asumată. Poate că exact asta e cheia. Când președintele sau aparatul, sau administrația prezidențială, sau, mă rog, politica externă a României se duce în direcția asta, a-și asuma anumite angajamente față de un partener pe care îl vrea într-o relație specială, când toată lumea are relații speciale, cine cu cine vrea. Aș fi spus că, păi da, dar relațiile speciale sunt reciproce. Dacă aici apărea un articol în care să spună, în ceea ce privește centralele pe gaze, transferăm tehnologia americană în România. În ceea ce privește centralele nucleare, transferăm gratuit tehnologia americană în România și voi care oricum ați făcut 80% din reactoarele de la Cernavodă, să vă redobândiți capacitatea de a construi un reactor nuclear. Sigur, cu mici ajustări de la cei care au tehnologia de ultimă oră. Sau, pentru a întări flancul estic al NATO și al Uniunii Europene, nu vom disloca militari numai în Polonia și în țările baltice, mărim și numărul de militari americani în România. Nu e
Aici președintele Iohannis a plecat cu acest obiectiv, să crească asistența militară a Statelor Unite și visa waiver. Asta n-a împiedicat Moscova să aibă o reacție imediat după vizita asta și să zică, dacă americanii au relațiile astea cu țări ca România și încep să vorbească despre ce să mai facă ei pe aici cu militarii prin zonă, facem și noi din nou manevre militare în zonă. Manevrele militare nu trebuie să sperie pe nimeni. Moscova are un cuc legat de România, pentru că România, oricât a fost de bolșevizată în ultimii ani ai comunismului, a fost bolșevizată de comuniști români și nu de comuniști ruși. Ne-au adus comuniștii ruși noțiunile de comunism, da. Dar a fost o țară pe care n-au instaurat-o în ultimii 20 de ani rușii, ci românii. Ne-am făcut-o noi singuri. Bun, dar iau din nou discursul ăsta că scutul de la Deveselu și alte instalații din astea oricând pot deveni ofensive. Propagă chestia asta la nivel de ministru al apărării, în care toți spun, păi cu un upgrade sau cu o schimbare de soft, imediat ceea ce apără devine atac. Uitați, o să vă spun, toată această politică de consolidare a flancului estic este pornită urmarea summitului din Țara Galilor. Acolo, la un moment dat, s-a pus problema și o spun din plen. S-a pus problema construirii unui sistem antirachetă la care să avem acces reciproc. NATO la sistemul antirachetă rusesc și rușii la sistemul antirachetă românesc. Cel care a blocat această construcție, susținută foarte puternic de unele țări europene, am fost eu și pe urmă susținut de Statele Unite. Eu am spus, nu-i posibil și nu avem încredere. Istoric, uitați-vă în toată istoria noastră, n-am putut avea încredere în ruși niciodată. Deci nu putem fi de acord cu un sistem comun de control al sistemelor antirachetă NATO cu Federația Rusă. Și bine am făcut, pentru că la vremea aceea era numai lapte și miere relația cu Federația Rusă, aveam summiturile NATO-Federația Rusă, ultimul astfel de summit a fost la București, când a venit și Vladimir Putin la summitul NATO de la București, după care relațiile s-au tot răcit după evenimentele Georgia, după Ucraina, după anexarea Crimeei, și asta e Rusia adevărată. Ea, în regiunea ei, își va trasa granița unde vrea ea. O să vedem câte puncte îi aduce președintele vizita deci asta. Plânsul Moscovei nu trebuie luat în seamă, pentru că ei aveau dezvoltări de rachete cu rază medie de acțiune înainte de denunțarea acordului pentru rachete cu rază medie de acțiune de către președintele Trump. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu vă mulțumesc pentru discuție. Mult. Ne întoarcem în câteva momente, o să vedem ce conflicte au loc atunci când nu doar puterea se ceartă, ci și opoziția. Vedem imediat.